Soldații ruși care luptă în Ucraina au fost surprinși în timp ce recunoșteau că au mâncat carne de câine și că au violat fete tinere. Discuțiile au fost interceptate în urma apelurilor pe care militarii le-au efectuat în ultimele săptămâni. Carne de câine, hrană pentru soldații lui Putin din cauza rațiilor expirate. Conform Observator News, în apelurile telefonice interceptate de serviciile secrete de la Kiev, soldații ruși dezvăluie cuceririle sexuale și se plâng de calitatea pachetelor de rații, având în vedere că alimentele erau vechi deja de câțiva ani. Un bărbat neidentificat, despre care se presupune că este un membru al familiei, întreabă în rusă: "Mănânci bine măcar?" Un soldat răspunde: "Am avut câine ieri." Bărbatul uluit spune: "Mănânci câini sau ce?" Din nou soldatul răspunde stoic: "Avem, am vrut niște carne, ne-am săturat de pachete de rație." Soldatul continuă să descrie violul unei fete de 16 ani. O femeie mai în vârstă, care ar putea fi mama lui, întreabă: "Cine a făcut-o?" La care soldatul spune: "Trei tancuri din unitatea sa." Nu este clar unde anume se află în Ucraina luptătorul rus, nici când a avut loc convorbirea. Odată ajunsă înregistrarea în spațiul public, internauții au devenit extrem de furioși. Au urmat o serie de răspunsuri indignate, ucrainienii afirmând că patrupedele ar putea într-o zi să se răzbune mestecând cadavrele soldaților ruși. Cineva a scris: "Satana fumează nervos lângă ei." Un altul s-a înfuriat: "Vor arde în iad."